Bun găsit la o nouă ediție. Vorbim aici despre campioni. Oameni care parcă sunt născuți să fie campioni pentru că reușesc să fie cei mai buni într-o anumită disciplină în sport și de multe ori reușesc să o facă chiar și în mai multe discipline. Iar de multe ori apare și meciul cu viața. Și în meciul vieții acești oameni reușesc să triumfe la fel cum o fac în competițiile sportive. Tocmai de aceea cred că ei sunt exemple de urmat și, până la urmă, nu trebuie să fii foarte pasionat de sport ca să apreciezi ceea ce au făcut acești oameni și să poată fi luați exemple pentru fiecare dintre noi. Iar în fața mea este un astfel de om și mă bucur mult că este alături de noi Mihai Leu. Bună seara, domnule Mihai Leu! Bună seara, vă mulțumesc mult! Campion la box, campion la raliuri. Dumneavoastră păreți unul dintre cei născuți să fie campion. Mulțumesc mult. Nu știu ce să spun. Eu cred foarte mult contează așa poate modul în care am crescut și cred că, nu știu, tot timpul de mic am fost învățat că nu există imposibil. De mic am fost învățat că dacă îți dorești ceva, trebuie să muncești, trebuie să te lupți și probabil că formându-mă așa am învățat pentru viață. Deci spiritul ăsta de învingător se și educă în timp. Sunt convins că este un lucru foarte important. Eu, spre exemplu, multe lucruri după ce băiatul meu s-a născut și a mai crescut, mi-am dat seama că trebuie să fiu foarte atent la ceea ce fac, mai ales că trebuie să fiu un exemplu pentru el, fiindcă eu sunt convins de faptul că orice copil, degeaba tu îi spui ce să facă, dacă tu nu faci ce îi spui, să vadă... Puterea exemplului, da. Primordial. Da, și cred că probabil ăsta a fost unul dintre lucrurile care... Și eu am făcut foarte multe greșeli în decursul vieții, dar întotdeauna, atunci când am greșit, am încercat să nu mai repet aceeași greșeală. Sunt curios dacă piloților de raliuri le este greu să rămână în limitele legii atunci când sunt pe drumurile naționale. Eu cred că nu este greu. Sunt convins că e puțin mai ușor, fiindcă mergând de foarte multe ori cu viteză mare, de multe ori îți asum riscuri pe care, eu știu, realizez că ți le-ai asumat și realizez cât de periculos este riscul pe care ți l-ai asumat. Și atunci cred că fiind conștient de cât de greu este să, spre exemplu, la o cursă de coastă are, nu știu, 3, 4, 5, 6 km, depinde de traseu, este incredibil de greu să mai câștigi o secundă sau două. Și atunci îți dai seama că pe drum, oricât te-ai grăbi, oricât ai merge prea tare, o faci practic pentru 5, 10 minute, 20 de minute, depinde de distanța pe care mergi. Și sunt riscuri care pe șosea, părerea mea, nu are rost să ți le asumi. Deci nu sunteți un vitezoman pe șosele. Ați luat amenzi pentru viteză? Am mai luat, să știți că, sincer spun, înainte să merg la curse, am fost poate un șofer nu foarte disciplinat, am plătit și multe amenzi, dar m-a ajutat asta cu raliurile să-mi dau seama, v-am spus, cât de periculos a fost ceea ce făceam. Și atunci mă gândesc întotdeauna, de asta eu și recomand tuturor să meargă foarte, nu știu cum să-i, poate este foarte greu să respecti exact, nu știu, sunt anumite tronsoane de drum și pe Valea Oltului, pe drumul până la București, ai și 30 la oră și mi se pare exagerat de puțin să mergi cu 30. Dar eu cred că totuși trebuie să fii un șofer responsabil și să-ți dai seama că tu chiar dacă conduci foarte bine, poate că alți colegi de trafic nu au aceleași reacții pe care le ai tu. Și atunci cel mai rău este că poți, chiar dacă, eu știu, dacă tu greșești și reușești să treci peste, să nu pui pe altcineva din trafic într-o situație dificilă.
Și mi-a zis, Mihai, dacă aș fi mai tânăr, așa i-aș da și eu dracului pe toți. Dumneavoastră, ce exemple ați avut de v-ați apucat de box? Care au fost exemplele care v-au determinat să mergeți la box? Mi-am dorit să fac sport, mi-a plăcut sportul foarte mult, am început foarte devreme să practic sportul, dar în perioada în care aveam cam 12 ani, am avut norocul să fiu văzut de un antrenor de la București, Eustațiu Mărgărit, care mergea prin țară să vadă în sălile de box ce boxeri sunt, să caute talente. Și m-a văzut, a început să se ocupe de mine. Erați deja acolo? Mergeați? Da, la 9 ani am început boxul. Mm. Dar erați bătăuși? Vă băteați cu ceilalți copii? Da, eram foarte neastăpărat când era, adică energia am avut foarte mult de mic. Și Eustațiu Mărgărit a început, în afară de lucrurile tehnice pentru box, cred că foarte mult m-a ajutat să mă formez pentru viață. A început să-mi spună că un boxer adevărat și un sportiv adevărat trebuie să fie acolo în ring, unde se măsoară cu alții care sunt la fel de pregătiți ca și el. Și multe lucruri care m-au făcut să-mi dau seama că sportul este o competiție în care tu trebuie să arăți că ești cel mai bun, dar celor cu care te lupți. Adică niciodată n-am fost de acord cu faptul, nu știu, că un bărbat sau cineva să arate că el este mai puternic pe stradă. Nu cred. Părinții au fost de acord să faceți box? De obicei mamele se opun aici. Bine, mama n-a fost la niciun meci de box, chiar dacă, bine, sufletește, întotdeauna suferea foarte mult, dar n-a putut niciodată să mă vadă boxen. Dar în afară de asta pot să spun că am avut sprijin total din partea familiei. M-au ajutat enorm de mult. Erați foarte talentat și în 1987 ați devenit campion mondial, nu? Da. La juniori. Da. Și ați mers la un turneu în Grecia. La Balcaniadă. Unde? Ce s-a întâmplat? Ce ați făcut acolo? Bine, până la acel turneu au fost câteva experiențe care m-au făcut să iau această decizie. Eu eram hotărât încă înainte să plec în Grecia să nu mă mai întorc în țară. V-ați gândit să fugiți din țară. Vorbim de România comunistă. Era, da. Și era o dovadă de, poate de nebunie, de foarte mult curaj să faci lucrul ăsta. Acum, normal, când te gândești că aveam 19 ani și am rămas în Grecia, nu aveam absolut nimic, nu aveam nici bani, nu am avut nimic, dar gândindu-mă în urmă, cred că a fost o experiență foarte folositoare pentru viață. Tot așa ca și, să zic, experiențele pe care le-am avut sau faptul că ascultam ce îmi spunea Eustațiu Mărgărit și realizam că așa este, experiențele pe care le-am avut după ce am rămas, fiindcă am rămas singur, fără niciun ajutor, am trecut prin foarte multe momente dificile, am văzut că oamenii, dacă nu ești atent sau dacă nu știi, profită de neștiința sau de neatenția ta. Și toate astea cred că au fost cea mai bună școală pentru viața mea. Faptul că regimul comunist nu te lăsa să faci ceea ce vrei. Nu te lăsa să, câteodată chiar poate pare exagerat, dar nici măcar să gândești ceea ce vrei. Faptul că, nu știu, regimul comunist era mai important decât orice altă dorință pe care ai fi putut tu să o ai. Toate m-au făcut să iau această decizie să plec din țară. Cum ați plănuit totul? A fost și plănuit puțin, dar planuri pe care le știam doar eu. În acele vremuri, clar că ți era frică să stai de vorbă cu oricine, fiindcă nu știai cine se duce și te spune. Cine e securistul dintre ei? Mai ales eu, fiind la Dinamo, chiar mă contactase, era, nu știu, un colonel de la contrainformații
și de mai multe ori m-a chemat la el în birou, îmi spunea că trebuie să mă uit în jurul meu, îmi spunea, uite Mihai, tu ești un băiat cu minte, noi o să avem grijă de tine, dar tu trebuie să ne spui ce vorbesc colegii tăi, ce... Până într-o zi în care eu am fost și o fire mai rebelă și am spus într-o zi colonelului, am spus, tovarășul colonel, așa era pe vremea aia, nu vă supărați, dar nu pot să fac așa ceva, sunt colegii mei și nu am cum să fac asta. Și din momentul ăla, spre exemplu, trebuia să plec într-o deplasare în Turcia, am fost tăiat de pe listă, bine, am plecat în Rusia, nu s-a pus problema. Dar mi-am dat seama că, mergând așa în continuare, era greu să crezi că, nu știu, până la urmă se va termina totul cu bine, fiindcă faptul că am spus nu, categorica aia rămânea undeva scrisă. Da. Și cum ați reușit să scăpați? Mă gândesc că aveați un ofițer de la securitate. Am avut în Grecia, am avut, bineînțeles, aproape în toate deplasările aveam pe cineva cu noi. Era așa atmosfera aia, nu știu, pe mare se vedeau vapoarele cu lumini și m-am gândit, zic, Doamne, ce am făcut? Am stat prima dată ascuns într-un tir, într-o ladă, sub patul șoferului. Pe de o parte, cred că puțin am avut noroc cu faptul că aveam o situație bună acasă și probabil că se gândeau chiar dacă, nu știu, chiar dacă am spus așa ceva, oricum nu mă voi gândi vreodată să plec din țară. Nu le-a trecut prin cap asta. Da, eram, cum devenisem și campion mondial de juniori înainte și toate legate, așa cred că nu atrăgeau atenția asupra mea. Chiar țin minte, antrenorul lotului național de box era Relu Auraș, care în momentul în care eu am rămas în Grecia, bineînțeles că a trebuit să dea o declarație de ce am rămas, cum, de ce nu s-a gândit că aș putea rămâne. Și, bine, mi-a povestit după aia, ne-am întâlnit după mult timp și a zis că le-a spus celor de la miliție, a spus dacă ar fi trebuit să facă o listă cu cei care și-ar dori să rămână în străinătate, el povestea Relu Auraș, pe mine m-aș fi pus înaintea lui Mihai Leu. Și clar că nu s-a gândit nimeni că aș putea să rămân. Pur și simplu v-ați luat și ați plecat. Erați în hotel? Au fost, da, cum am spus, au fost mai multe lucruri care adunate m-au făcut să iau decizia asta. Inițial mersesem la Balcaniadă și vreau să boxez la Balcaniadă. Eram pregătit, muncisem atâta timp pentru Balcaniadă, dar rugasem o recepționeră să-mi găsească un număr de telefon din Franța. Și în momentul în care eram cu tot lotul de box în holul hotelului, m-a strigat recepționera și mi-a spus că mi-a găsit numărul de telefon. Am fost bucuros de faptul că nu a remarcat, cred, aproape nimeni, dar doctorul lotului național, se numea Radovici, m-a chemat la el în cameră. Și da, m-a întrebat cum mă simt, slăbisem destul de mult, așa mai pe ocolite, și mi-a zis, Mihai, dacă aș fi mai tânăr, așa i-aș da și eu dracului pe toți. Și mi-am dat seama că el probabil că bănuia ce se întâmplă și atunci m-am dus în cameră, mi-am luat geanta cu lucruri și am plecat. Pur și simplu ați plecat. Da, am plecat, am luat un autocar. În autocar. Bine, am luat un autocar, am plecat, Balcaniada era la Patras, o localitate la 200 de kilometri de Atena. Și după ce m-am urcat în autocar, mă rog, mi-am dat o geacă de pe mine pentru biletul de autocar. Și după așa se și înserase, era așa atmosfera aia, nu știu, pe mare se vedeau vapoarele cu lumini și m-am gândit, zic, Doamne, ce am făcut. Dar am fost învățat de mic, dacă plec pe un drum să nu mai dau înapoi. Și... Deci v-ați vândut geaca ca să aveți bani de autocar. Da, bine,
am vândut, era o doamnă la un ABC în acela micuț. Mm-hmm. Practic m-a păcălit, dar nu aveam ce să fac. Ce ați făcut? Cum ați ajuns? Am ajuns, bine, am stat prima dată, nu aveam acte, am stat prima dată ascuns într-un tir, într-o ladă, sub patul șoferului. Incredibil. Aia a fost una dintre experiențele foarte grele, fiindcă am stat 36 de ore. Deci v-ați urcat într-un tir și așa ați ajuns în... Bine, cu știrea șoferului de tir. Mă gândesc, da. Care a luat $700. A, i-ați dat dumneavoastră. Da, da, da. Era român? Nu, era englez, nici nu l-am mai întâlnit niciodată, nu știu, n-am știut niciodată. Pur și simplu m-a lăsat sub un pod la intrarea în Paris și... Incredibil. De acolo... Și a stat în acea ladă, în cabina șoferului. A trebuit să stau mai mult, fiindcă tirurile, înainte de controlul vamal, trebuiau parcate într-o parcare. După ce se făcea vama, erau parcate pe vapor și a durat destul de mult ca să nu vadă nimeni că este cineva în cabina tirului. N-aveam nici măcar cu ce să mă îmbrac. N-aveam nici ce să mănânc. Mi-a fost foarte greu. Mi-au găsit de lucru într-o măcelărie. Și acolo, cu ce ați trăit zilele acelea până ați ajuns? În Atena, în cartierul Calitea, exista un restaurant București unde se strângeau români. Și m-am dus seara la restaurantul București. Le-am spus, mă numesc Mihaileu, vreau să rămân aici. Bine, prima dată au fost foarte drăguți, mi-au dat să mănânc, iar după aceea m-a luat unul dintre români, m-a luat la el acasă și am stat o lună de zile la el în Atena. Și apoi am înțeles că ați ajuns în Franța, nu? Acolo v-a lăsat șoferul de tir. Eu oricum îmi doream să ajung în Franța, îl cunoșteam destul de bine pe antrenorul național al Franței și ideea mea era să ajung acolo, să rămân în Franța. Și ce s-a întâmplat? Am fost tot așa la Paris, am fost la un restaurant românesc unde se strângeau românii. Unul dintre români m-a luat la el acasă, mi-a dat niște haine să mă îmbrac, că nu aveam nimic. Și l-am rugat să mă ajute să dau de antrenorul lotului Franței. Și am fost la o sală de box, cei de acolo au sunat la federație, le-au spus cine sunt. Cei de la federație au spus că antrenorul era plecat, revine după Crăciun, erau câteva zile înainte de Crăciun, și să-i sunăm după Crăciun să stabilească o întâlnire cu... Bine, ei nu știau că eu nu aveam niciunde să stau și că nu aveam absolut nimic. Iar între timp, cei la care am rămas, românii de acolo nu aveau, să zic așa... Se ocupau cu lucruri mai puțin curate, iar după câteva zile mi-au spus, bă, băiatule, ia du-te tu mai bine în Germania, că locul tău nu e aici lângă noi. Și m-au ajutat să ajung până în Germania. Și din Franța în Germania? Am trecut în portbagajul unei mașini, ascuns sub haine. Dar bine, cei care au făcut asta pentru mine... Au fost și primii care mi-au luat primii bani pe care i-am câștigat în Germania. Serios? 20.000 de mărci. Și practic mi-au luat pe toți. Bine, eu nu știam germană. Au venit cu mine la club, la Bayer Leverkusen. Ei erau români. Da, da, da. V-au remarcat potențialul și au văzut o oportunitate de câștig. Au văzut că pot să câștige niște bani, da. Nu o să știu niciodată dacă cei de la... Bayer Leverkusen, când au dat acei bani, au bănuit că nu vor ajunge la mine sau nu, dar cert este că eu n-am văzut nimic din acei bani și chiar n-aveam nici măcar cu ce să mă îmbrac. N-aveam nici ce să mănânc. Mi-a fost foarte greu. Veneam câteodată acasă și pur și simplu mă puneam și plângeam. Cei de la Bayer... Mi-au dat niște bani, dar foarte puțin, adică era vorba de, nu știu, 500 de mărci pe lună. Norocul meu că nu am vrut să fac niciun contract cu ei, absolut nimic, că așa chiar dacă eram copil îmi dădeam seama că încă nu știu
nici câți bani trebuie să câștige un boxer, correct. Nici... Nu cunoșteam realitatea. Nu știam nimic și de asta evitam să semnez orice, orice hârtie. Dar cei 20.000 pentru ce erau? Ei au văzut că nu aveam nici măcar cu ce să mă îmbrac, că nu aveam absolut nimic și au fost cumva niște bani așa, un ajutor la început. Înțeles. Ați și lucrat? Ați fost nevoiți și să munciți? Am avut multe experiențe proaste și mai ales, de exemplu, după ce cei de la Bayer îmi dădeau cei 500 de mărci, eu fiind un iubitor de mașini, nu-mi luasem carnetul cu mine. Și am întâlnit un român care mi-a spus, dacă îi dau 500 de mărci, mi-aduce carnetul din România. Bineînțeles că n-a fost așa, dar i-am dat cei 500 de mărci și bineînțeles că ea fiind toți banii mei pentru o lună, nu mai aveam niciun ban. Și le-am spus celor de la Bayer că nu mai am niciun ban și au zis, bine, o să-ți găsim... Eu am fost suspendat 6 luni, nu aveam voie să boxez în perioada aia și mi-au găsit de lucru într-o măcelărie. Și mă duceam, bineînțeles, dimineața, nu mai știu, cred că la 5 sau la 6 foarte devreme, mergeam cu cel care avea măcelăria, mergeam la abator în Chion, de acolo încărcam, mai multe produse, luam carne, le aduceam la el la măcelărie, mă învățase să tai carnea, să tranșez, după care o pregătea pentru vânzare. E, după, nu știu, cred că 5, 6, 7 zile, i-am spus, Andreas, uite, eu nu pot să stau o lună de zile până îmi dai tu salariu, zic, eu nu am chiar niciun ban și te rog, zic, cât sunt pe zi acolo, nu știu cât te-ai înțeles cu cei de la Bayer, nu știu, 20, 30, 50 de mărci cât or fi, nu aveam idee, dar zic, mie te rog să-mi dai în fiecare zi. Și a zis că s-a înțeles cu cei de la Bayer să-mi dea să mănânc și să nu-mi dea niciun ban. Și am zis, Andreas, eu nu pot să muncesc doar să mănânc, mai ales că și mănânc puțin, n-am mâncat niciodată mult. Și am zis, nu, cât sunt acolo, cât crezi tu, dă-mi în fiecare zi. Și a zis că nu-mi dă niciun ban. Și atunci mi-am dat șorțul jos, i-am dat șorțul și am plecat. Ați renunțat la cariera de măcelar. Nu avea rost, da. Nu v-ați gândit că ați făcut o prostie în perioada aia, când vă era foarte greu, mă gândesc. M-am gândit de multe ori și chiar veneam acasă, aveam un pat cu arcuri și era tot denivelat, aveam un dulap cu o ușă, aveam un televizor alb-negru, cam așa, și chiar, vă dați seama, aveam 19 ani, veneam câteodată acasă și pur și simplu mă puneam și plângeam, dar am știut că trebuie să strâng din dinți, am zis, acum am făcut-o, trebuie să merg înainte. Chiar am fost, de exemplu, în perioada aia, am fost la ambasada română să trebuia să-mi depun renunțarea la cetățenia română și m-a chemat domnul ambasador în birou, mi-a zis, uite, Mihai, e păcat, ai dat cu piciorul la un viitor așa de frumos, fiindcă și în țară au lucruri bune care se puteau întâmpla și mi-a zis, uite, dacă vrei să te întorci în țară, eu îți promit că nu se va întâmpla nimic, că ești tânăr, ai făcut o greșeală și viața ta va merge înainte, dar i-am spus că nu o să vorbesc niciodată urât de România și chiar nu am făcut asta, nu m-a interesat politica niciodată, dar i-am zis, să știți că din păcate dacă am plecat pe drumul ăsta nu mai dau înapoi. Erați încăpățânat. Da, așa am crescut. Asta a făcut boxul din mine. V-a căutat securitatea acolo, vă urmărea? Existau multe povești la momentul respectiv și chiar, sincer, mi-a fost teamă o perioadă, dar v-am spus și faptul că n-am vorbit niciodată. Mai veneau să-mi ia interviuri, dar întotdeauna eu nu am vorbit de situația politică. Nu am zis singur lucru că vreau să fac sport de performanță și atunci cred că lucrurile s-au liniștit. Adică nu-i deranjați și vă lăsați. Nu.
n-am vrut niciodată să... Nici nu m-am priceput la politică, nu puteam eu să vorbesc despre viața politică. Și atunci probabil că lucrurile s-au liniștit, n-a fost nicio problemă. Familia a avut de suferit aici? Au avut ceva probleme, dar tot așa, țin minte, vorbeam cu ei la telefon și totdeauna asta îmi și spuneau, bineînțeles că toată lumea știa că telefoanele erau ascultate și în special atunci mi se atrăgea atenția să nu fac politică, să nu vorbesc urât despre România și atunci a fost tot ok. Întotdeauna trebuia să mă pun seara în pat înainte să adorm și să mă gândesc, să visez cum devin eu campion. Eu cred că viața așa cumva este o luptă continuă și este, să zic așa, ca să rămânem în domeniul boxului, un meci continuă și cred că întotdeauna totul merge înainte, adică nici nu știu, chiar dacă s-a încheiat un capitol, să zicem, s-a încheiat o repriză, urmează alta, întotdeauna cred că e bine să ai o nouă motivație ca să rămâi activ și să fii întotdeauna dornic să faci ceva. Și cred că pur și simplu am învățat, nu știu, a trecut o anumită perioadă sau a fost un examen dificil pe care l-am avut în viață, s-a încheiat, m-am bucurat, nu știu, o zi, două, trei, după care am luat-o de la cap. Cât timp a stat pe 500 de mărci pe lună? Le-am spus și celor de la Bayer, le-am spus că eu văd sportul foarte serios, îmi doresc să fac performanță, îmi doresc să devin campion și în Germania, dar pentru asta trebuie, bineînțeles că trebuie să poți trăi din asta ca să te poți concentra 100% asupra acestei activități. Deci un profesionist desăvârșit a fost. Și am avut o perioadă frumoasă și la Bayer. Am fost învățat să muncesc foarte mult și eu cred că și eu am fost mulțumit de colaborarea pe care am avut-o. Sportul era activitatea mea 100%, fiindcă întotdeauna în sport, în afară de antrenamentul propriu-zis, trebuie să te concentrezi și asupra vieții din afara ringului. Fiindcă degeaba te antrenezi dacă, nu știu, pierzi toată noaptea, nu dormi. Degeaba te antrenezi dacă nu ești odihnit. Degeaba te antrenezi dacă nu ai o alimentație corectă. Și, practic, trebuie să faci, pentru sportul de performanță, trebuie să te dedici 100%. După 10 ani de la plecare, ați devenit campion mondial, categoria semi-mijlocie, erați deja în boxul profesionist, ați câștigat centura WBO. Mi-amintesc că s-au dat imagini în România și pe shortul dumneavoastră scria Michael Löwe, nu scria Mihai Leu, nu? Da. V-au schimbat nemții numele. Să știți că unul dintre primele lucruri care s-a discutat în momentul în care am rămas la Bayer Leverkusen a fost acestea, să îmi spună Löwe în loc de Leu. Practic e traducerea, da. Bineînțeles, da, dar eu am înțeles întotdeauna faptul că dacă faci ceva, trebuie să faci foarte bine. Dacă, spre exemplu, clubul care am colaborat au spus că este mai bine așa, categoric că știau mai bine decât mine că așa trebuie făcut. Ei pregăteau brand-uri. Bineînțeles. Și am fost învățat să respect ceea ce trebuie făcut. Cum te simți când ești campion mondial la box? Te simți cel mai puternic om din lume? Câteodată mă gândesc și parcă nici mie nu-mi vine să cred, mai ales că eram un copil slăbuț, n-am fost niciodată un om foarte musculos și doar apropiații cred că au crezut că voi reuși să fac așa ceva. Cum ți-am spus câteodată, nici mie nu vine să cred că am reușit asta,
dar câteodată mă gândesc că a fost foarte multă muncă. Și este convins. Important de știut, în momentul în care îți dorești ceva, poți să realizezi, dar bineînțeles că trebuie, nu ajunge doar să crezi în tine, să crezi în visul tău, trebuie să și muncești pentru asta. Și eu țin minte, domn profesor Eustațiu Mărgărit mă punea să fac un exercițiu care de multe ori poate pare așa, o tâmpenie. Dar întotdeauna trebuia să mă pun seara în pat înainte să adorm și să mă gândesc, să visez cum devin eu campion, cum realizez asta, cum ce frumos e, să mă gândesc la meciurile pe care le-am câștigat până atunci. Și atunci cred că tu gândindu-te în fiecare zi la asta, până la urmă știi că asta vrei să faci, știi că se poate realiza. Dar bineînțeles trebuie și foarte multă muncă, fără categorică nu se poate. Degeaba îți dorești, degeaba te gândești. Nu am ascultat ce mi-a spus doctorul și ăsta a fost prețul pe care l-am plătit. Încheierea carierei de boxer. Talentul poate să te ajute foarte mult. Nu știu, te poate scoate din anumite situații. Te ajută poate să înveți ceva mai repede decât învață unul care nu are talent. Dar trebuie și să fii conștient de faptul că în momentul în care îți dorești să devii campion mondial, poate te lupți cu unul care este mai talentat decât tine. Și atunci trebuie să muncești mai mult ca el ca să compenseze asta. Sincer, cred că o săptămână nu am putut să dorm noapte. Am ajuns, luam și somnifere, dar asta a fost. Să te gândești așa de pozitiv, că se va întâmpla lucrul pe care îl dorești, asta e legea atracției. Dacă tu nu reușești să, nu știu, să fii tu în mintea ta sigur că poți să treci peste orice problemă, este foarte greu să treci. Și întotdeauna trebuie să fii în stare să gândești pozitiv, trebuie să fii în stare să treci peste orice moment greu, dar, repet, asta poți să o faci în momentul în care ești foarte pregătit pentru asta, în momentul în care știi că te-ai antrenat bine, știi că te-ai odihnit bine, știi că ai dat 100% din tine. Eustațiu Mărgărit îmi spunea, în momentul în care te-ai antrenat 100%, în momentul în care te-ai odihnit cât trebuia, în momentul în care ai avut o alimentație care trebuia, a zis, dacă te urci în ring și ai dat totul din tine și ai pierdut, nu ai ce să-ți reproșezi, fiindcă înseamnă doar că adversarul a fost mai bun ca tine. Dar tot el adăuga, dar de obicei, dacă le faci astea toate, nu prea ai cum să pierzi. Ce vezi în ochi când lupți acolo în ring? Îi vezi pe cei din sală, auzi sau vezi doar adversarul? Se spune de obicei că trebuie să ai o capacitate de concentrare foarte mare. În momentul în care, bine, vocile cunoscute, adică antrenorul, nu știu, poate soția, le auzi întotdeauna. Dar în momentul în care auzi tot ce spune unul sau altul, tu nu ești concentrat 100% la meci. Tu, spre exemplu, când din momentul în care ai intrat în vestiar, înainte de meciul de box, trebuie să te gândești doar la asta. În momentul în care mergi pe drumul spre ringul de box, de asta să știți că ați văzut că boxerii de obicei au o melodie pe care intră în ring. Este o melodie pe care ei și-o aleg, fiindcă asta îi motivează. Și asta poate să te ajute foarte mult. Și atunci tu, în momentul în care mergi pe ringul de box, trebuie să te gândești numai la box. Te-ai urcat în ringul de box, nu ai cum să te gândești. Dacă te gândești și la altceva, înseamnă că nu ești destul de pregătit pentru acel meci. Dor pumnii încasați atunci în ring sau abia după? Nu, dar durerea fizică
nu este cea mai rea. În momentul în care iei niște pumni pe care normal că nu-ți dorești să iei, dar singurul lucru la care mă gândeam că primind acei pumni poți să pierd meciul. Nu m-am gândit niciodată că doare sau că a dat prea tare sau... Asta e, trece. De ce v-ați retras? Am avut o accidentare în timpul meciului cu Santiago Samaniego. În repriza a treia mi s-a rupt tendonul care ține bicepsul și am fost operat după meci. Am început pregătirea puțin mai repede, mă rog, mult mai repede decât trebuia. Nu am ascultat ce mi-a spus doctorul și ăsta a fost prețul pe care l-am plătit. Încheierea carierei de boxer. Crezi că v-ar fi învins cineva sau ați fi încheiat neînvins? E foarte greu să spui, s-ar... Nu știu. Atunci vă simțeați de neînvins? Eu să știți că întotdeauna m-am urcat în ring cu gândul că voi câștiga. Dar, pe de altă parte, niciodată nu mi-am subestimat adversarul și întotdeauna am știut că trebuie să fiu foarte pregătit, fiindcă altfel pot să pierd. Sportul cu motor m-a ajutat foarte mult, fiind noua mea motivație. Verdictul medicului cum a fost? Cum l-ați acceptat? A fost mai greu decât un croșeu în figură, să zic? A fost cel mai greu. În momentul în care... Bine, și medicul, și am avut mai multe discuții și cu antrenorul meu, în care am ajuns la concluzia că nu pot să-mi apăr titlul atunci când a trebuit. Sincer, cred că o săptămână nu am putut să dorm noaptea. Am ajuns, luam și somnifere, dar asta a fost. E foarte greu, adică, nu știu, chiar mă gândeam în prima perioadă, mi-am dorit foarte mult să devin campion mondial, dar știi cum e? Vezi că ai realizat ceva ce ți-ai dorit, dar ceva la ce poate ai visat. Adică a fost un vis așa extraordinar și după aia vezi dintr-o dată că se termină totul și nu-ți vine să crezi. Te simți neputincios, mă gândesc. Te temi de viitor? Da, bineînțeles, într-o situație din asta nu prea ai mult ce să faci, fiindcă nu depinde de tine. Dar ați avut puterea să o luați de la zero, apoi v-ați întors în România și ați luat de la zero raliuri și ați devenit campion și la raliuri, ceea ce cred că vă face povestea extrem de specială. A fost foarte greu și cred că sportul cu motor m-a ajutat foarte mult, fiind noua mea motivație. Și întotdeauna când ai o motivație, asta am văzut și de asta probabil că întotdeauna în momentul în care realizezi ceva, îmi caut o nouă motivație. Și automobilismul a fost noua mea motivație, a trebuit să muncesc foarte mult și aici, a trebuit să încep să văd ce înseamnă sportul cu motor, ce trebuie să fac. Probabil că am avut și ceva talent, că altfel mă gândesc că nu aș fi reușit și a devenit a doua mea profesie. Incredibil. Cum ați găsit forța să o luați de la zero? Erați totuși dita mai campionul mondial la box, adică ați întors în România, ați fost primul campion mondial la profesioniști după Revoluția României, nu? Bine, așa aveam un prieten ziarist, era la evenimentul, Laurențiu, și chiar mi-a spus într-o zi, nu vreau să dau nume, așa că o să spun un nume la întâmplare. Mă rog, au fost și multe probleme la auto în prima perioadă, nu tocmai plăcute pentru mine. La mine, după ce am devenit campion mondial, venise o ofertă din America să boxez cu Oscar de la Hoya. Și prietenul meu, Laurențiu, mi-a zis la un moment dat că îi mai povesteam ce probleme am, ce nu știu ce. Și a zis, Mihai, cumva tu ți-ai ales, în loc să te lupți cu Oscar de la Hoya, te lupți acum cu Vasile. Și așa a fost viața. De ce n-ați luptat cu Oscar de la Hoya?
A fost accidentarea care m-a... Deci n-a fost o decizie să nu... Nu. Bine, eu foarte mult dădeam cu stânga. Eu 70% din meci boxam cu stânga. Da. Și asta a fost și discuția cu antrenorul meu, Fritz Stunek, a fost unul dintre mari antrenori. Din păcate a murit acum câțiva ani. Și asta a fost și ideea. Eu fără stânga... practic nu mai era Mihaileu, deci ce aveam eu mai bun nu mai exista. Și am fost întotdeauna, eu cred, un sportiv corect, adică întotdeauna dacă m-am dus în ring să lupt cu cineva, a trebuit să fiu 100% că pot să-mi apăr șansele corect. Vă spun sincer că poate din punct de vedere financiar era ceva extraordinar, dar din punct de vedere sportiv, eu, practic, fără stânga, mă urcam în ring cu șanse, nu știu, sau cele mai mari șanse să pierd. Nu aveam cum să câștig un așa meci fără stânga. În 2016 am mai venit un meci pe mine, asta, meciul cu viața. Așa. Diagnosticat cu o boală de care fuge toată lumea, de care se teme toată lumea, se sperie toată lumea. Cred că a fost cel mai greu meci ăsta a fost. Da. Este... un subiect pe care întotdeauna, sincer spun, l-am ocolit cât am putut și nu mi-a plăcut să vorbesc despre el. Dar gândiți-vă că puteți fi un exemplu pentru oameni care... Asta mi-a spus băiatul meu într-o zi și chiar dacă este mult mai tânăr, are 28 de ani, dar mi-a spus, tată, gândește-te că tu nu vrei să vorbești, dar dacă ai spune că ai trecut peste asta și ai povestit puțin, poate sunt mulți oameni care au problema asta și ar încerca și ei să facă la fel. Și sincer, de asta pot să spun, cred că tot psihicul m-a ajutat destul de mult pe lângă ceea ce au făcut doctorii. Și în special pot să spun că domn profesor Irinel Popescu a fost lângă mine și mi-a spus de la bun început, a spus domnul Mihai, așa îmi spunea, orice aveți, eu 100% vă fac bine. Și toate adunate m-au făcut să fiu optimist și de data asta. Era oarecum ce vă transmisese antrenorul de când ați început boxul, da, nu? Încrederea pe care... Asta cred că... Și cred că omul trebuie să aibă încredere atunci când face ceva și să fie... Bine, trebuie și să respecte ce îi se cere și să fie și el pregătit. Dar cred că psihicul face foarte mult. Deci asta ar fi exemplul, după ce ați trecut prin această experiență groaznică. Da. Să fii psihic puternic, să crezi că vei reuși, nu să te gândești noaptea că nu că vei mai deveni campion mondial, că te vei vindeca, nu? Bineînțeles, și asta este tot o luptă pe care trebuie să o câștigi. 4 operații ați avut, nu? Mai contează. Știți cum e, este un subiect care v-am spus. Nu mai contează. Îmi place, sunt o fire foarte optimistă și îmi place totdeauna să vedem lucrurile pozitive și să, nu știu, am citit undeva, și dacă ești căzut în șanț, uită-te la stele. Ce frumos! Sunt convins că dacă un om 100% face ceva pentru a realiza, nu știu, a-și realiza visul lui, trebuie să reușească până la urmă. Indiferent, chiar dacă ești lovit, chiar dacă ai căzut, trebuie să ai puterea să te ridici din nou. Fiindcă eu sunt convins că orice om are probleme, orice om cred că a fost la podea, să zicem, chiar psihic, dacă nu fizic. Dar întotdeauna trebuie să ai puterea să treci peste. Și întotdeauna este foarte important... ce am văzut eu, să ai capacitatea să te gândești de ce ai ajuns acolo. În momentul în care ceva nu merge, este clar că ai greșit. Cred că este bine să nu cauți niciodată alți vinovați și întotdeauna trebuie să cauți vina ta care este. Să ai puterea să analizezi de ce ai greșit, să nu mai faci acele greșeli și să mergi în continuare. Gândesc că ați căzut la podea în ring de câteva ori, nu? Am și pierdut, bine, o singură dată am pierdut prin knockout
Și de atunci am învățat să mai erau 16 secunde din meci. Am pierdut în finala campionatului Germaniei în 1988. Asta la amatori. Da, la amatori am pierdut prin knockout și de atunci am învățat că meciul se termină doar când bate ultimul gong. O carieră de poveste, o carieră de film. Ați avut o viață de film și urmează. Mulțumesc. Și cred că și alte multe reușite, pentru că sunteți unul dintre cei mai buni piloți de raliu din România. Vă mulțumesc mult! Mulțumim tare mult! Cam asta a fost ediția de astăzi, o ediție de colecție.